Salutare, stimați prieteni! Astăzi, pe masa de lucru, avem acest amplificator, QSC Audio, RMX 1450, o versie de amplificator bugetară de la QSC. Cu un așa interior, nu am reușit să filmez praful din interior, dar iată, cam așa ceva era. Subînțelege ce era în interior, noi am curățat și mergem mai departe. Are un așa un interior, deci aici avem un transformator, ca orientare, iată aici avem de la multimetru cordonul de măsură, amplificatorul alcătuit din două canale, ceva asemănător cu versia Behringer, sau Behringer au copiat de la ei, sau ei au copiat de la Behringer, deci nu știu, așa, deci are o problemă pe unul din canale, care deja problema a fost remediată, fiind în termorezistoarele care și-au pierdut din parametri cu timpul, au fost montați de o calitate așa mai puțin bună, amplificatorul s-a curățat după posibilitate, s-a dus la o condiție bună de funcționare, am pe el aplicat o frecvență de 1 kHz, sarcina de 4 ohm ca de obicei, o am conectată, osciloscopul digital și haideți să-i facem o măsurare a puterii după reparație. Menționez că este o versie bugetară de la QSC, deci așa, simplu ușor. Vom testa canalul care este conectat la moment, canalul din partea dreaptă, canalul 2. Așa, să vedem până unde ajungem cu el în clip. Sau în limitare, fiindcă are un limiter într-adevăr bine calculat. Deci ar fi 44 de volți în 4 ohmi, curat, chiar ar ajunge și în 46. Deja am clip. Deci, ca să vedeți cum funcționează limitru, deci iată, ați observat, așa. Un pic de clip. Aici. Deci iată așa. 44. În același context vom conecta și canalul cu numărul 2. Nu știu, aici conectorii ăștia sunt nechiar comozi, nu chiar comozi de conectat. Așa, am conectat în canalul, mai bine zis. Mergem până în clip. Așa. 45, 44, curat. Așa, și rezultatele sunt următoarele. QSC RMX 1450, frecvența 1 kHz, sarcina 4 ohmi, tensiunea măsurată este de 44, în unele cazuri a ajuns și 45. Ei, în fine, 44 rotungim. Curentul prin sarcină 11 amperi și puterea la 4 ohmi este de 484 de W. Și la 8 ohmi este 240. Producătorul menționează 8 ohmi 280, 4 ohmi 450 și spune că ar merge și în 2 ohmi 700 de W. Așa. În bridge în 8 ohmi 900 și în 4 ohmi 1400. Îmi este foarte frică să-l pun în 2 ohmi, am încercat personal, fiindcă sunt șanse să zboare toți finalii. Un amplificator bugetar, simplu bugetar realizat și un sunet așa, la un nivel mediu, să spunem, s-a reparat totul bine, anunțăm proprietarul și îl invităm să-l ridice pentru a-l folosi în continuare.